Am deschis Biblia la Ioan, capitolul 16, unde voi citi de la versetul 5 până la versetul 15. Pagina în Biblie, 1048. Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea ta și vrem să-ți mulțumim pentru această seară. Vrem să-ți mulțumim pentru că, din nou, Doamne, ne-ai vorbit în această zi. Îți mulțumim pentru acest timp de har, mulțumim pentru ziua aceasta specială, Doamne, în care ai lăsat să ne bucurăm în Tine. Mulțumim pentru că, din nou, putem să stăm la îndemâna Ta și putem să stăm, Doamne, să ascultăm cuvântul Tău. Doamne, Tu ești acela care poți să hrănești poporul. Oricând ne-am chinuit noi, dacă nu coboară Duhul Sfânt, nu este nimic. De aceea Te rugăm în această seară, coboară cu puterea Duhului Sfânt. Vorbește fiecare inimă în parte. Tu cunoști nevoile noastre, Tu cunoști nevoile poporului. Avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Duhul Sfânt în luptele în care le dăm, Doamne. În viața de zi cu zi avem așa mare nevoie de Duhul Sfânt. Într-o vreme în care sunt așa de multe lupte, în care diavolul se luptă pe toate fronturile, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Mângâietorul care a promis că va veni la noi, lasă-L și în seara aceasta, Mângâietorul acesta să mângâie inimi, să ridice, Doamne, și acolo unde este nevoie de atingerea Duhului Sfânt, lasă un cuvânt potrivit, lasă putere și lasă autoritate. În numele Lui Iisus Te rugăm. Îți mulțumim pentru că ești prezent aici. Te rugăm să atingi fiecare inimă și peste noi, peste întreaga lucrare, să fie amprenta Duhului Sfânt. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, am o mare bucurie să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și cu azi dimineață ne-am bucurat și m-am bucurat în mod special de părtășie de aici. Vă mărturisesc că de puține ori am ocazia să particip la așa o mare bucurie și să... Nu că a fost neapărat ordinară, ci mă refer bucurie că a fost Duhul Sfânt între noi. Și la cântare s-a simțit prezența Domnului și pentru mine a fost o mare bucurie. Mulțumesc Domnului pentru acest prilej și de asemenea mă bucur pentru biserica dumneavoastră. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și sper că nu s-a sfârșit aminul și aleluia care l-ați avut azi dimineață. Spunea Dumnezeu lui Efraim, ce să-ți facă Efraime, că evlavia ta e ca roa de dimineață. Se arată și trece repede. De aceea vreau ca Dumnezeu să fie binecuvântat. De asemenea, sper că n-ați uitat să vă rugați pentru Buzău. Cum v-am mai spus de atâtea ori, Buzăul este una dintre cele mai sărace zone din țară, nu atât ca, având în vedere aspectul financiar, ci având în vedere aspectul spiritual. Chiar aseară stăteam de vorbă cu cineva și când ne-am spus câți credincioși, că sunt foarte puțini, undeva de 300, maxim 400, nu știu dacă 400 în Buzău, de credincioși penticostali, a rămas șocat. Este o zonă în care este mare, mare nevoie de prezența Domnului. De aceea sper că Dumnezeu are și aici oameni care se roagă, oameni care stăruiesc înainte lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să coboare puterea Lui și aici, în localitatea unde Dumnezeu v-a pus, dar să vă lărgiți inimile, spunea Apostolul Pavel, lărgiți-vă inimile și inima voastră să fie cuprinsă și lucrarea din Buzău și lucrarea poate din alte zone unde frații și de aici și din alte părți lucrează și misionează. În jurul dumneavoastră, la miez, am fost cu doi dintre frați într-o localitate
M-am bucurat tare mult să fiu acolo. Eu sunt obișnuit la biserici mici, nu așa la biserici mari. Acolo am fost în 6-7 persoane și tare mult mi-a plăcut. La biserici mari mai am emoții. Dar mă rog ca peste toate să fie prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească în această seară. Amin. M-am tot frământat, dragii mei, fratele Răducan de mult m-a invitat să rămână dumneavoastră în această seară și m-am tot frământat și să vorbesc. Și aveam în minte tot felul de lucruri, dar în această dimineață Dumnezeu am simțit că vrea să, și mi-a spus că am simțit că trebuie să vorbesc despre Duhul Sfânt. Nu știu de ce. Duhul Sfânt în Biserica Pentecostală, noi îl acceptăm, credem și în botezul cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a botezat și aici cu Duhul Sfânt și Dumnezeu botează și astăzi. Dar am simțit, dragii mei, să reluăm această învățătură și va fi un mesaj de învățătură legat de botezul cu Duhul Sfânt și, în mod special, vorbirea în alte limbi. Însă, înainte ca să începem, mi-a atras atenția câteva lucruri din Biblie și vreau să vă citesc, de exemplu, din Judecători, capitolul 5, unde vorbește acolo Debora și spune un lucru interesant. Versetul 6. Pe vremea lui Samgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe scări strâmbe. Transpuneți asta în mod spiritual, dragii mei. Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Femeia aceasta a văzut o mare problemă în vremea aceea. Căpeteniile aceia care trebuiau să țină sus cuvântul, care trebuiau să dea ordinul la luptă, erau fără putere și nici nu-i de mirare, pentru că Barak, ni se spune aici Biblia, a spus, dacă nu vii tu cu mine, a spus Debora, eu nu mă duc. Căpeteniile erau fără putere. Mai spune Biblia în 1 Samuel, în capitolul 4, un episod foarte trist și despre asta am vorbit ultima joi când am fost la dumneavoastră, despre slavă în mod special și cum să vină slava lui Dumnezeu între noi. Versetul 20, când trăgea să moară, femeile care l-au lângă ea i-au zis, nu te teme că ți-ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Ce episod trist! Chivotul care reprezenta puterea în Israel, chivotul care reprezenta slava lui Dumnezeu în mijlocul poporului, fusese luat. Și o femeie naște un fiu. Și fără să o intereseze că toată viața ei, ceilalți îl vor striga, nu mai e slavă, nu mai e slavă. Pune acest nume copilului în tristețea ei, în durerea ei prea mare, că s-a dus chivotul lui Dumnezeu, o femeie nebăgată în seamă, dar care avea o dorință, chivotul lui Dumnezeu să fie în mijlocul poporului Israel. Și a spus, nu mai e chivotul. Chiar dacă toți vor striga pe copilul meu că nu mai e slavă, să știe toți că așteptăm să vină din nou slava lui Dumnezeu. Dragii mei, dorește ceva să coboare din nou între noi adevărata prezența Duhului Sfânt. De câteva luni stau și mă lupt, dragii mei, și văd în jurul meu și în mod special și în Buzău tot felul de învățături, tot felul de curente, tot felul de grupuri de oameni care încearcă să creeze o slavă deșartă, o evlavie fără putere, dar aștept. Așa cum s-a uitat, dacă citiți în Ezra, când s-a pus și Nehemia, când s-a pus temeliile al doilea, templului celui de-al doilea, erau acolo oameni care strigau, care se bucurau, dar erau unii acolo care plângeau tare, spune Biblia. De ce? Că ei au văzut slava primului templu. Aștept și eu să coboare Dumnezeu, să vedem din nou slava adevărată a lui Dumnezeu. Dar pentru asta este nevoie să ne smerim, este nevoie să ne pocăim, este nevoie, dragii mei, de mărturisire. Spune Biblia în Isaia, în capitolul 37, un episod din viața împăratului Ezechia. Și aici este arătat foarte clar și Ezechia așa de bine simte și vede problema poporului. Versetul 2. Și i-au zis, așa vorbește Ezechia, trimite pe niște oameni, îi trimite la Isaia și îi spune, spune-le-ți-le așa, spune așa. Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamelor. Și totuși mamele n-au putere să nască. O, ce trist! Cine poate ști asta? Cine poate simți decât o mamă care a trecut poate săptămânile și trebuie să nască și nu este putere de naștere? Din nefericire, cam asta este descrierea bisericii din zilele noastre. O biserică care ar trebui să nască copii.
O biserică care ar trebui să nască oameni. O biserică care ar trebui să aibă putere. Și nu este putere. Și Ezechia spunea, copiii sunt gata să iasă, dar nu e putere de naștere. Doamne, în această seară, dă putere bisericii tale. Să ne rugăm, dragii mei, ca Dumnezeu să reverse peste noi o putere proaspătă, o ungere proaspătă și Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi. Amin. Vreau să citesc și să ne întoarcem puțin în Noul Testament, pentru că de aici vom vorbi mai mult. În Marcu, în capitolul 16, este scris aici cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Domnul Iisus spune, apoi le-a zis versetul 15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Aceasta este dovada puterii lui Dumnezeu. Aceasta este dovada prezenței lui Dumnezeu. Când mergeau apostolii, Marcu 6 cu 12, i-au plecat și au propovăduit. Ce? Pocăința. Când au plecat apostolii să propovăduiască, a venit cineva cu ei, a mers cineva cu ei. De fiecare dată când mă ridic, am o mare frică. Nu cumva Duhul Sfânt să nu fie prezent. Nu cumva Duhul Sfânt să nu vorbească poporului. Că putem noi să predicăm ani de zile și nu se pocăiește nimeni dacă Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu nu însoțește, dacă Dumnezeu nu întărește, dacă Dumnezeu nu lasă semne și minuni. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Puterea de care se plângeau ei în Vechiul Testament. Care spunea Debora că nu mai este putere, că petelinii n-au putere. Spunea Ezechia, nu este putere de naștere. A venit Domnul Iisus și le spunea ucenicilor în Luca 24, cuvântul acolo, să nu vă depărtați de Ierusalim până când veți primi o putere. Iar apoi în fapte, în capitolul 1, ultimul cuvânt pe care Domnul Iisus le spune, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Lipsa de putere din Vechiul Testament. Ceea ce văd ucenicii, ceea ce le spune Domnul Iisus. Ucenicii se uită la Domnul Iisus într-o zi și spune, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum te rogi Tu. Și Domnul Iisus îi învață. S-a uitat și rămâne consternat în Matei, capitolul 7, versetul 28. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Matei nu uită acolo să precizeze, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. O, ce nevoie este de putere! O, ce nevoie este să arătăm lumii pe un Hristos puternic! Să arătăm lumii pe un Dumnezeu puternic! Numai că așa cum se spunea azi dimineață, aici noi nu avem nicio putere, decât să venim cu mâinile goale. Și atunci Dumnezeu umple. Când se pune cineva la dispoziția lui Dumnezeu, coboară Dumnezeu acolo puterea Lui. Au spus oamenii, nu este putere, dar a spus Domnul Iisus, rămâneți în Ierusalim și vă dau o putere de care aveți nevoie. Voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și spunea Domnul Iisus în Marcu, în capitolul 16, unde am citit, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Enumeră aici 5 semne în mod special. În primul rând, în numele meu vor scoate draci. Și vreau să vedeți că este vorba de semne supranaturale. Nimeni nu poate să scoate draci, că așa o să născut el. El poate să scoate draci, că așa are el o abilitate. E nevoie de puterea lui Dumnezeu. Vor vorbi în limbi noi. La asta o să revenim. Al treilea rând, vor lua în mână șerpi. Iarăși un semn supranatural. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Din nou supranatural. Își vor pune mâinile peste bolnavi. Și bolnavii se vor însănătoșa. Din nou un semn supranatural. Din cele 5 semne supranaturale, amintite aici, unul este foarte contestat astăzi. Trăim într-o vreme în care oamenii contestă foarte mult vorbirea în alte limbi. Și totuși este prezent între cele 5 semne.
vor lua în mână șerpi, vor scoate draci, dar între ele este pusă și vor vorbi în limbi noi. Vă întreb, când Biblia spune aici vor vorbi în limbi noi și pune patru semne supranaturale, putem noi să ne gândim că limbile noi ar fi ceva cu care omul s-a născut? Sunt oameni care au o abilitate născută de a învăța alte limbi. La aceasta se referă Biblia. O, nu. Se referă la limbile noi care avea să le dea Dumnezeu prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Se referă la botezul Duhului Sfânt care vom reveni între... Pune patru semne. Toate acestea îl pune și pe al cincelea. Vor vorbi în limbi noi. Semne supranaturale. Ceva ce omul nu poate să facă. Ceva ce omul nu are putere. Este ceva ce trece dincolo și aici se încurcă mulți oameni. Vreau să privim puțin în Faptele Apostolilor, avem câteva texte, în mod special despre botezul Duhului Sfânt. Încă o dată, nu știu de ce trebuie să spun aceste lucruri, dar am simțit un îndemputernic să vorbesc, poate veți avea stăruință, poate cineva este neclar, mă rog ca Dumnezeu să dea astăzi lumină din cuvânt. Fapte capitolul 2, în ziua 50-mi erau toți împreună la un loc, deodată a venit din cer ca un cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și Biblia nu se oprește aici, frații mei. Biblia lasă să se vadă acolo un semn și îl notează Luca aici, este foarte atent să noteze. Și au început să vorbească în alte limbi. După cum le da Duhul să vorbească. De ce spun lucrurile acestea? Când zilele noastre se ridică în biserica penticostală o învățătură greșită, o învățătură a diavolului, în care spune, dacă la rugăciune ai avut o experiență mai aparte, dacă la rugăciune ai simțit o cercetare, dacă la rugăciune ai plâns, ai simțit o emoție, Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt. Personal am auzit și a trebuit să confrunt pe cineva foarte, foarte categoric. Spus, oh, Dumnezeu te-a botezat! Spus, nu e adevărat, Dumnezeu nu te-a botezat. Biblia când vorbește aici, lasă să se vadă un semn. Astăzi ne vine de nefericire și sunt unii predicatori care spun, nu mai este nevoie de semnul vorbirii în alte limbi. Ori Biblia ne învață foarte clar, când Duhul Sfânt s-a coborât, a fost prezent un semn supranatural, cel puțin unul. Vorbirea în alte limbi, în cazul acesta a fost văzute limbile de foc, vâjitul puternic și așa mai departe. Pentru că Duhul Sfânt este supranatural. E ceva ce noi nu putem pricepe cu mintea noastră. Și atunci când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt lasă și semn supranatural, slăvit să fie Domnul. În cazul acesta, dragii mei, vorbirea în alte limbi s-a manifestat printr-o vorbire înțeleasă de alți oameni, prin limbi pământești, prin limbi de pe pământ înțelese de alți oameni. Și atunci ei spun, au auzit sunetul, au auzit ceea ce spunea, versetul 7, toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileni. Cum dar îi auzim vorbind fiecare de noi în limba noastră în care ne-am născut? Ei nu învățaseră acea limbă. Ei n-au fost prezenți acolo în locurile lor de naștere ca să învețe. A venit Duhul Sfânt și a pus în gura lor cuvinte noi și a pus în gura lor o vorbire nouă și a pus în gura lor poate o cântare nouă. Și oamenii aceștia au spus, îi auzim vorbind lucrurile mărețe al lui Dumnezeu. Ce vrea să zică aceasta, spuneau ei. Și atunci vestul lor spune, cum dar îi auzim vorbind fiecare de noi în limba noastră în care ne-a născut. Vestul 11, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrările minunate ale lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Când vine Duhul Sfânt, când botează Dumnezeu pe cineva cu Duhul Sfânt și îi dă o vorbire nouă, să știți că primul lucru, asta vă spun bazat pe Biblie, bazat pe ce oamenii aceștia au auzit și a rămas scris în Biblie, Duhul Sfânt vine să pună în gura ta cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și orice frumos este, de multe ori am fost la rugăciune și parcă cuvintele așa românești erau așa sărace, simțeai prezența Domnului, simțeai bucuria lui Dumnezeu. Și atunci e nevoie de ceva, ceva mai special, ceva care trece dincolo de ce putem noi. Și vine Duhul Sfânt și pune cuvinte noi în gura ta. Și vine Duhul Sfânt și îți umple gura cu cuvinte noi. Slăvit să fie Domnul. Și tu l-auzi pe Dumnezeu? Tu vorbești lucrările minunate a lui Dumnezeu? Ascultam aseară mașină, zile acestea am circulat mult și am ascultat fratele Hozan, citea din cartea lui pe care a scris-o Amintiri din Țară. Spunea el acolo cum se ruga cineva în alte limbi, o dată la o rugăciune,
Și cineva a înțeles vorbirea acestei persoane și el se ruga așa: Iisus este prietenul meu. Dumnezeu m-a făcut prieten cu el. Păi dacă s-a realizat împăcarea, 2 Corinteni capitolul 5, slujba acestei împăcări, Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă. Și vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Când între om și Dumnezeu, între om și Dumnezeu se face pace, poate să vină Duhul Sfânt. Poate să vină Duhul Sfânt să umple gura cuiva și El în primul rând nu va mijloci pentru alții, nu va spune despre alții. În primul rând Duhul Sfânt va aduce cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Asta au observat aici oamenii și au fost limbi înțelese. Mergem mai departe, deschidem în fapte în capitolul 8, unde avem un text care la mulți le dă de gândit și pe mulți îi încurcă din nefericire. De la versetul 14 în jos, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Și aici se încurcă unii tare rău. Sunt oameni care spun, n-am să dau nume, n-am să dau nume de învățături, dar dumneavoastră știți foarte bine. Sunt oameni care spun, atunci când te botezi, atunci când primești botezul, atunci Dumnezeu te și umple cu Duhul Sfânt. Mai de mult am participat la o întâlnire unde a fost un botez în biserică, nu dintre noi, și după ce s-a oficiat botezul, oamenii s-au rugat, frații s-au rugat cu punerea mâinilor ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Rugăciunea a fost bună. Rugăciunea a fost frumoasă, rugăciunea a fost din inimă, a fost o singură problemă, n-a fost botezul cu Duhul Sfânt, pentru că nu s-a manifestat semnul vorbirii în alte limbi. Aici spune Biblia, nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Iată oameni botezați, iată oameni care sunt botezați în apă și Duhul Sfânt nu s-a coborât peste ei. Mai departe, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Numai că Biblia de data aceasta nu ne spune a fost vreun semn, n-a fost vreun semn, nu ne spune în mod direct, au început să vorbească în alte limbi, nu ne spune asta Biblia. Dar hai să știm mai departe. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Ce a făcut Simon? Ce scrie acolo? Când a văzut Simon, faptele 2, spune Petru, ce vedeți, Dumnezeu a turnat ce? Ce vedeți și auziți. Când se coboară Duhul Sfânt peste cineva, când botează Dumnezeu pe cineva cu Duhul Sfânt, trebuie să se vadă și trebuie să se audă. Amin? Noi așa credem după Biblie? Am văzut multe persoane botezate cu Duhul Sfânt. La noi și la Arad. Și chiar și în Buzău, Dumnezeu s-a îndurat și a botezat oameni cu Duhul Sfânt, oameni care s-au pocăit. Și în sinceritate l-au căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat vorbirea în alte limbi. Dar am văzut, într-un mod special, un caz care mi-a plăcut foarte mult. O persoană de mai mult timp pocăită, de mulți ani, chiar și în lucrare, o soră, nu prea credea ea în botezul cu Duhul Sfânt, nu prea credea ea în vorbirea în alte limbi. Dar într-o zi Dumnezeu s-a îndurat de ea și i-a dat botezul cu Duhul Sfânt. Sora aceasta n-a mai ținut cont că acolo frate, acolo sora, era la rugăciune de stăruință, a început să vorbească în alte limbi. Eu când am deschis ochii și m-am uitat, mi-a venit să cred. A început să vorbească în alte limbi, mai că nu stărea pe acolo, dar pe fața ei era o bucurie care nu dau banii. Știi, dacă i-a spune unui om, măi, îți dau un cap cu 1 milion de euro, s-ar bucura? Spunea cineva, și babele ar stări într-un picior, nu? S-ar bucura foarte mult, nu? Dar bucuria pe care o dă Duhul Sfânt, nu pot da bani. Zilele acestea și lunile acestea noi studiem într-o biserică unde slujesc despre roada Duhului Sfânt. Și bucuria, uitați-vă la primele roade ale Duhului Sfânt, dragostea, dar mai special bucuria și pacea. Bucuria și pacea pe care o dă Duhul Sfânt nu depinde de împrejurări. Omul dacă o lua salarul și are acum ce să mănânce, e fericit, e bucuros. Numai că nu mai este și frigiderul gol, nu mai e fericit. Bucuria pe care o dă Duhul Sfânt nu depinde de frigiderul tău. Nu depinde de mașina pe care o ai în curte. Nu depinde dacă îți merge bine sau îți merge rău.
Bucuria pe care o dă Duhul Sfânt depinde de un singur lucru, de Dumnezeu și de Duhul Lui. Slăvit să fie Domnul! Era Apostolul Pavel, nu la căldurică, nu pe bancă frumos ca și noi, în lanțuri! Și scrie filipenilor de mai multe ori, bucurați-vă! Iară zic, bucurați-vă! Dar cum poți tu, Pavel, să te bucuri? Pe foarte bine, bucuria mea nu depinde de lanțurile mele. Bucuria mea nu depinde dacă sunt sărac sau bogat, spunea el. M-am învățat să trăiesc și în bogăție, și în sărăcie. Știu să trăiesc. Bucuria apostolului depindea de relația lui cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ai tu bucuria aceasta? Sau numai când îți merge bine, faci ca și fiul ăsta, când îmi mergea bine, ziceam, nimic nu mă clatină. Ei, dacă când îți merge rău, mai ai tu bucuria Duhului Sfânt? Mai ai tu puterea lui Dumnezeu? Dragii mei, în Fapte 8, nu ni se spune direct că aceștia ar fi vorbit în alte limbi. Și totuși, Simon vede ceva. Eu vă întreb, Simon acesta, eu îl văd că ținea foarte mult la bani. Nu cred că Simon ar fi dat bani ușor de la el. El făcea scamatoriile lui, vrăjitoriile lui, ca să câștige bani. Nu i-ar fi dat cu ușurință. Numai că Simon, în momentul în care apostolii își pun mâinile peste acei oameni, Simon vede ceva. Simon aude ceva. Și când vede, gândiți-vă dacă apostolii Petru și Ioan și-ar fi pus mâinile, s-ar fi rugat și rugăciunea ar fi continuat ca până atunci. Nu se vedea nimica. Mai dădea Simon din buzunar. Nu mai dădea. Dar când au pus mâinile, s-a văzut ceva, s-a auzit ceva. Simon vede când a văzut lucrul acesta. Și de aici înțelegem că a fost un semn supranatural. Dacă putea să fie, dacă era ceva fabricat de apostoli, o dădea Simon. Dar a fost prezența lui Dumnezeu, a fost puterea lui Dumnezeu. Astfel încât Simon spune, wow, vă dau bani, dați-mi și mie puterea aceasta. Pentru că s-a văzut ceva, s-a auzit ceva, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, noi credem și eu cred foarte, foarte tare că atunci când vine Duhul Sfânt, trebuie să se vadă și trebuie să se audă. Nu numai pentru că așa vine Duhul Sfânt, nu numai pentru că Duhul Sfânt este supranatural și lasă semne supranaturale, ci și pentru omul în cauză. Am auzit nouă mărturie a fraților, unor tineri chiar care au fost botezați cu Duhul Sfânt și după două zile și trei zile spune, frate, nu mai știu dacă am fost botezat. Măi, dacă n-ai fost botezat, ai vorbit în alte limbi? Am vorbit. Dar acum mai vorbești? Mai vorbesc. Pe slavă Domnului, crede pe Domnul! E, dar dacă n-ai niciun semn, am avut o experiență, am avut o emoție și nu mai știi. N-a fost botez cu Duhul Sfânt. Că te-a cercetat Domnul. Slavă Domnului! Pocăiește-te și Dumnezeu să-ți dea Duhul Sfânt. Amin. Mai departe, Fapte, capitolul 10, avem un episod foarte interesant, care mi-e place foarte mult, Fapte 10, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, predica Petru cu zor, predica Petru cu foc, era bucuros să spunea despre Iisus, versetul 36-37. Și pe când predica Petru, spune Biblia așa foarte, foarte frumos, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și de acolo, dragii mei, a ajuns și la noi, slăvit să fie Domnul. Și astăzi putem să ne numim și să dea Domnul numai să ne numim, să fim cu adevărat o biserică botezată cu Duhul Sfânt. Să fim cu adevărat o biserică plină de puterea Duhului Sfânt. Veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, Iudeia și mai departe. Pe când rostea Petru cuvintele acestea? Versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și același lucru, mărind pe Dumnezeu, când vine Duhul Sfânt, El pune cuvinte de laudă în gura ta. Cele mai frumoase cuvinte ale tale, cele mai frumoase rugăciuni ale tale, n-ar putea să ajungă măcar la nivelul cuvintelor pe care le pune Duhul Sfânt. O, n-ar putea. Dar vine Duhul Sfânt și ne umple gura. Spunea psalmistul în psalm, deschideți gura și ți-o voi umplea. Îți deschizi tu gura? Doamne, umple-ne cu cuvinte noi. De laudă, de mărire la adresa lui Dumnezeu. Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Același lucru. A fost un semn. A fost un semn. Și întreabă ei, se poate opri apa? Ei care au primit Duhul Sfânt, ca și noi, ca și în Fapte 2, au văzut că este exact același lucru. Pentru că Duhul Sfânt, când vine, are cu el acest semn al vorbirii în alte limbi și uneori și prorocie.
Și vom încheia această parte cu fapte 19. Mai este Apostolul Pavel care este botezat, el spune, eu vorbesc în limba mai mult decât toți, dar ne oprim la fapte 19, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Pe când era Apollo în Corint, versetul 1, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe niște ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? E, frate, bine, ai văzut că Duhul Sfânt se primește când crezi? Când te botezi? Dar Pavel mi-a întrebat dacă ați primit când v-ați botezat. Și dacă ați primit când ați crezut, când ați crezut în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Că de-aia spun, noi nici n-am știut că a fi fost dat un Duhul Sfânt. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duhul Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Îi botează apoi spre botezul pocăinței în numele Domnului Iisus. Și spune versetul 6. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, nu când au fost botezați, nu când au intrat în apă, nu când au ieșit din apa botezului, când și-a pus Pavel mâinile peste ei. Ce scrie aici? Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Aici este prezent și semnul prorociei. Observați în tot ce, fapte 2, fapte 8, fapte 10, fapte 19, de fiecare dată când se revarsă Duhul Sfânt, Biblia amintește și are grijă Luca să noteze, inspirat de Duhul Sfânt, vorbeau în alte limbi. Ai primit tu botezul cu Duhul Sfânt? Ai vorbit în alte limbi? Și acum vom trece, dragii mei, am vrut să fac această introducere parte, care am spus-o pentru cei care poate au dubii, că au primit Duhul Sfânt fără vorbi în alte limbi. Și în mod special că vine această învățătură și va veni tot mai mult, să știți. Fratele Dragoș povestea de la Suceava, de acolo din zona aceea, povestea el, a fost botezat cu Duhul Sfânt undeva la Brașov, la o seară de rugăciune, era tânăr, foarte tânăr și i-au venit două, trei cuvinte în alte limbi să spună. A spus, dar la un moment dat s-a speriat și un bătrân îl observă și spune, auzi, tinere, dă drumul la vorbire în alte limbi, că dacă nu, vei plânge mult până le vei vorbi tu iarăși în alte limbi. Spunea fratele Dragoș, parcă mi-a prorocit. Eu m-am închis și a trecut ani și ani de zile. În timpul acesta, frații, vreau să pun în slujbă. Era crescut, s-a maturizat, s-a căsătorit. Frații, vreau să pun în slujbă. Dar spunea fratele Dragoș, o întrebare nu-mi plăcea. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Așa mă supăra întrebarea asta, spunea el. Și le-a tot învârtit, le-a tot sucit, că da, că nu, că... La un moment dat spunea el, am ajuns să spun, Domnul știe dacă-ți boteza. Păi Domnul știe, dar să știi și tu că de-aia a lăsat Dumnezeu semne, să fim siguri, slavă Domnului! Spune el, Domnul știe dacă-ți boteza. Și până într-o zi când am mers undeva, într-un loc unde, la o seară de rugăciune, erau strâns 7 bătrâni, care stăteau un zi de jârfă înaintea Domnului, 7 proroci. Intră acolo și frații îl întreabă, așa întrebare. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Dar el le spune, păi voi, tu ești prorocul Domnului? Tu trebuie să știi dacă ești botezat cu Duhul Sfânt. Azi le spun, băi, dar ești îndrăzneț. Hai la rugăciune! L-au pus la rugăciune și fratele acolo vede o vedenie, unul dintre ei vede o vedenie. Pune, am văzut o păpădie mică, o floare mică, la marginea unui drum, prăfuită, plină de praf. Dar era vie. Fratele i-a spus, frații i-au spus, tu ai botezul cu Duhul Sfânt. Dar nu, n-ai lucrat cu vorbirea în alte limbi, n-ai făcut să crească. Este o floare mică, e vie, dar trebuie să lucrezi, trebuie să dai drumul. Atunci spunea el, Dumnezeu în seara aceea m-a umplut cu Duhul Sfânt și a dat vorbirea în alte limbi. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, aceasta este învățătura principală, dragii mei, despre botezul cu Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt în viața cuiva, trebuie să se vadă și trebuie să se audă. Amin. Dar după aceea mai trebuie să se vadă, să se audă. Trăim într-o vreme în care parcă nu mai suntem biserică penticostală. Îs unele biserici pe care poți să scrii în loc de biserica penticostală altceva, nu zic eu ce. Poți să scrii foarte clar că prorocia nu mai e primită acolo, vorbirea în alte limbi nu mai este lăsată acolo. Eu mă bucur că aici la dumneavoastră am văzut frați care se roagă, am văzut frați care stăruie, am văzut frați și surori care îl caută pe Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Dar, dragii mei, când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu vrea numai să ne boteze. Duhul Sfânt nu vrea numai să-ți dea acolo botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea câteva cuvinte în alte limbi și cu asta gata. Asta s-a încheiat și nu mai e problemă. Când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vrea ca să te învețe, vrea ca să te ridice. Duhul Sfânt vrea să înveți, să umbli cu Duhul Sfânt. Cum se aminte aici acea cântare frumoasă?
Cu Dumnezeu în fiecare zi umbla Enoch. Dumnezeu vrea ca noi să învățăm să umblăm cu Duhul Sfânt. Oamenii vor spune, dar dacă n-am botezul cu Duhul Sfânt, nu sunt mântuit? Nu dau răspuns la această întrebare, dar sunt convins că oamenii care au auzit despre botezul cu Duhul Sfânt, oamenii care au auzit învățătura și au râs și n-au stat sincer să cerceteze Scripturile, am un mare semn de întrebare la mântuirea lor. Pentru că atunci când stai sincer și te uiți în Scripturi și lași Scriptura să-ți vorbească, nu înveți tu Biblia, nu spui tu Bibliei cum ai vrea tu să fie, ci lași Scripturii să spună ea cum trebuie să fie. Ei, atunci Dumnezeu poate să te lumineze. Atunci Dumnezeu poate să-ți vorbească și atunci Dumnezeu poate să te umple de puterea Duhului Sfânt. Amin. Dar să nu spună cineva, de acum eu vorbesc în alte limbi, slavă Domnului, eu sunt mântuit. A apărut și învățătura asta printre noi, să știți. Și au fost oameni care au spus, eu vorbesc în alte limbi, eu sunt pentecostal, eu ajung în rai. Numai că Biblia nu ne spune că cei care vorbesc în alte limbi ajung în rai. Ci Biblia ne spune altceva. Roman, capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Cine sunt fii ai lui Dumnezeu? Cel care vorbește în alte limbi? Nu. Toți aceia care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei, este abia primul pas. Este abia primul pas pe care îl facem noi după botezul în apă, în care creștem și începem să umblăm cu Dumnezeu și începem să învățăm să umblăm cu Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți, tare mi-e frică mie că vor fi mulți oameni în iad care au vorbit în alte limbi, dar n-au înțeles că nu-i destul să vorbești în alte limbi, ci trebuie să mergi mai departe, trebuie să crești, să ajungi să fii călăuzit în fiecare moment de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, am o mare durere și în ultimele luni și ultimele zile și săptămâni m-am frământat mult cu aceasta. Am văzut în bisericile penticostale o tot mai mare lipsă a vorbirii în alte limbi. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj ca să vă încurajez, să mă încurajez și pe mine și pe dumneavoastră, să stăruim, dragii mei, să stăruim după umplerea cu Duhul Sfânt. Noi facem stăruințe și spunem, care n-are botez cu Duhul Sfânt și vrea botez cu Duhul Sfânt, hai în față. Eu m-am hotărât, am spus că odată vreau să fac o stăruință specială, numai pentru ce e botezat cu Duhul Sfânt, dar pentru ce? Pe pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Așa mă necăjesc când la stăruințe văd persoane, văd oameni care, el a fost botezat cu Duhul Sfânt anul trecut, poate de 5 ani, de 20 de ani, se roagă și stă și uite, care o mai primi Duhul Sfânt? Atunci ai nevoie de umplere. Tu n-ai nevoie de o umplere proaspătă? Eu stă și se uită. Dumnezeu nu vrea ca să ne oprim la vorbire în alte limbi. Ai fost botezat și de acum gata, te uiți să vezi ce se mai întâmplă, cine strigă mai tare. O, Doamne, umple-ne cu puterea Duhului Sfânt. Avem așa mare nevoie de o umplere proaspătă. Nu știu dacă dumneavoastră simțiți asta, dar eu simt. În luptele pe care le dăm, în ogorul Domnului, este așa mare nevoie de prezența Duhului Sfânt și de puterea Duhului Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 14, este, dacă vreți, textul cel mai important, aș putea spune, despre vorbirea în alte limbi și unde Pavel pune ordine în lucrare și, în mod special, în lucrarea din Corinteni. Spune versetul 1 așa, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul el spune taine, slăvit să fie Domnul. Am auzit și este o învățătură care spune așa, există vorbirea în alte limbi, sper că nu-i nimeni aici așa, dar eu spun, există vorbire în alte limbi, dar numai când un misionar pleacă din țara lui, merge în China, merge în Noua Zeelandă, merge eu știu unde, nu știe limba aceea și atunci el, Duhul Sfânt vine peste el, îl umple și el predică într-o vorbire pe care nu o știe. Există asta, slavă Domnului. Și au fost în istorie, au rămas notiții despre astfel de evenimente. Numai că Biblia ne spune altceva. Spune și versetul 2, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Eu vă întreb în Fapte capitolul 2, vorbirea aceea a fost pentru oameni, pentru ei sau pentru Dumnezeu? Eu cred că a fost cumva împletite mai multe. A fost lauda lor mărind pe Dumnezeu, lauda lor pentru Dumnezeu,
a fost și pentru oameni un semn și a fost pentru creșterea lor spirituală și întărirea lor spirituală. Aici Biblia spune, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Și cu Duhul îi spune taine. Sunt învățături care spun, există astfel de vorbire, dar numai ca și în fapte 2, când este cineva care să înțeleagă, când este cineva, chiar dacă cel care vorbește nu pricepe, dar este cineva în sală care să înțeleagă. Dragii mei, Biblia ne trasează foarte clar și nu ne lasă loc de neclaritate. Nimeni nu-L înțelege și cu Duhul îi spune taine. Vreau să mă opresc aici foarte puțin. Spunea odată, striga Duhul Sfânt printr-un proroc, într-o biserică, și este valabil pentru toată biserica pentecostală, și nu numai. Am dat bisericii mele, spunea Duhul Sfânt, o armă și nu o folosește. Și era vorba despre vorbirea în alte limbi. Dumnezeu ne-a dat, dragii mei, o armă așa de importantă și noi nu o folosim. Ce spune Biblia despre vorbirea în alte limbi? Nimeni nu îl înțelege. Ceea ce eu înțeleg de aici este că nici măcar diavolul nu înțelege. Este o vorbire în alte limbi, în limbi cunoscute. A fost cazul când s-a vorbit în franceză, în engleză, așa mai departe, în care oamenii au înțeles. Dar este o vorbire în limbi îngerești, în limbi în care numai Dumnezeu le știe. Și diavolul nu le înțelege. Și eu spun pentru asta, slăvit să fie Domnul. Orice armată la război are un cod. Ei nu vorbesc așa fără niciun cod, ei vorbesc prin coduri. Ca cel care ascultă, vrăjmașul, inamicul care ascultă, să nu înțeleagă ce vorbesc ei. Încearcă prin vorbirea lor să fie un mesaj codificat. Dragii mei, ne-a dat Dumnezeu o armă extraordinară, vorbirea în alte limbi, pe care diavolul nu o înțelege. Nu spun că o parte nu o înțelege, limbile omenești care se știu, sigur că o înțelege. Dar sunt limbi care Dumnezeu vrea să vorbim cu el și spune Dumnezeu, vreau să fie o intimitate între mine și tine, prin Duhul Sfânt. Să n-audă nimeni, să nu știi și dacă aude, să nu priceapă. Pentru asta a fost lăsat Duhul Sfânt. Și spune mai departe, cine prorocește, versul 3, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mânghiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. De aceea a dat Dumnezeu o armă bisericii. De ce? Eu m-aș bucura să fie așa de mulți, tot mai mulți care să vorbească în alte limbi. Și nu numai să vorbească două, trei cuvinte, ci să fie o revărsare a Duhului Sfânt. Că atunci noi oamenii care slujim uneori în familie, uneori de aici din față, am avea mai puțin de lucru. De ce? Pentru că cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Te întreb, ai nevoie de zidire spirituală? Avem nevoie! Și Dumnezeu ne-a dat cea mai importantă armă și cel mai mare lucru. Și așa de ignorat este. Și așa de lăsat la o parte este. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Când ai stat ultima dată noaptea, când nu te aude nimeni cu Dumnezeu? O oră, două ore, să plângi, să-i cânți lui Dumnezeu în alte limbi, o cântare nouă pusă de Dumnezeu pe buzele tale, pe care nici diavolul să nu priceapă. De ce credeți că-i porni diavolul așa de puternic pe vorbirea în alte limbi? Aproape toate învățăturile din lumea asta ar accepta prorocia. Aproape toate ar accepta vindecarea bolnavilor, ar accepta semnele și minunile, ar accepta celelalte daruri. Dar este un dar, este un semn, este vorba despre darul Duhul, darul vorbirii în alte limbi, semnul vorbirii în alte limbi, care este cel mai ponegrit, cel mai urât, cel mai, spunea cineva, este cenușă reasă a bisericii pentecostale. Vorbirea în alte limbi, de ce? Pentru că diavolul a pornit o luptă imensă împotriva acestei vorbiri în alte limbi. De ce? Pentru că nu înțelege și ne rugăm. Pentru că acolo el nu mai are control. Când ai stat ultima dată tu cu Dumnezeu? Să-i spui, Domnule, așa între tine și el, să nu înțeleagă nimeni. Nici tu măcar să nu înțelegi. Nici măcar mintea ta e infectată de multe ori de păcat, unde diavolul mai pune gândurile lui. Nici măcar mintea ta să nu înțeleagă. Dar Duhul din tine să vorbească cu Dumnezeu. Și Duhul din tine să simți că crești în putere și primești putere și te ridici de pe genunchi. Poate cât după mii de predici. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Asta e nevoia mare pe care Dumnezeu a lăsat-o și pe care ne-a împlinit-o prin vorbirea în alte limbi. O, Doamne, mai umple-ne și astăzi cu Duhul Sfânt. Nimeni nu-L înțelege și cu Duhul îi spune taine.
Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Ar fi foarte multe de spus, nu mi-ar ajunge probabil 2-3 ore să discutăm tot. Vreau să amintesc însă câteva piedici ale vorbirii în alte limbi. Diavolul a pornit un război, cuțint, un război foarte, foarte concentrat împotriva vorbirii în alte limbi. Și dragii mei, sunt câteva piedici împotriva vorbirii în alte limbi. Sunt câteva piedici împotriva Duhului Sfânt. Sunt câteva piedici. Una dintre ele pe care vreau să vă spun este, în primul și în primul rând, diavolul vine cu rușine. Diavolul vine cu frică. Astea sunt două pe care le pun împreună. Diavolul vine cu rușine și frică. Am fost într-o biserică și am început să ne rugăm acolo cu biserica. Am simțit foarte clar că în biserica aceea, n-am eu descoperit, nu știu ce, am simțit foarte clar că în biserica aceea a pătruns un duh de rușine ca oamenii să le fie rușine să se roage în alte limbi. Și era o biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Eu care, slavă Domnului, vorbesc în alte limbi, mi-era rușine să mă rog în alte limbi. Ceva ce n-am mai pățit niciodată sau ceva. La oameni în biserică care spun că sunt penticostal, le era rușine să se roage în alte limbi. Pentru că diavolul lovește și vine cu rușine, vine cu frică. Dar ce știi tu ce te rogi? Dar poți tu să înțelegi ce te rogi? Oamenii spun că suntem nebuni. Dar noi la Calvin, în mod special și la tronare, oamenii veneau și ne-au auzit biserica se roagă în alte limbi și între noi sunt care ne rugăm în alte limbi în biserică. Și bineînțeles, nu când se roagă o persoană, când ne rugăm cu toată biserica. Dar prietenii au stat și au ascultat. Și eu am precizat de mai multe ori. Au fost câțiva dintre ei care au spus, frate, explică-ne ce cu vorbirea asta în alte limbi. Că nu pricepem și ceilalți râd de noi, că mergem acolo, venim aici la voi și voi vorbiți în alte limbi. Și spune că o luați aiurea, o luați razna. Și atunci am început să explic cuvântul lui Dumnezeu și am început să le spun, să le arăt ce spune Biblia, că nimeni nu înțelege. Frate, dar tu înțelegi și te rogi. Nu înțeleg ce mă rog. Păi și asta? Păi uite ce spune Biblia, nimeni nu înțelege. Trece dincolo de minte, spune aici versetul 14, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod, slăvit să fie Domnul. Una dintre cele mai mari piedici în lucrarea lui Dumnezeu este mintea. Este mintea noastră. Gândește-te să spună Duhul Sfânt așa într-o zi. Ridică-te, du-te pe strada cu tare, intră înăuntru, bate la ușă, intră înăuntru, acolo este o femeie bolnavă, tu să nu știi nimica. Roagă-te pentru ea ca Dumnezeu să o vindece. Atunci să vezi câte întrebări vin în mintea ta. Doamne, dar dacă nu e nimeni acolo, dar dacă mă duc acolo și nu se vindecă, dar dacă? Și ca să taie Dumnezeu mintea noastră la zero, ca să o reducă la zero, a spus, în lucrarea asta, mintea n-are loc. Slavă Domnului! În lucrarea aceasta, mintea e fără rod. Că unde e mintea noastră cu rod, de multe ori facem prostii. Și a spus Duhul Sfânt, în lucrarea mea, mintea voastră, în vorbirea în alte limbi, este fără rod. Slăviți să fie Domnul! Cine vorbește în alte limbi, se zidește pe sine însuși. Este această rușine, este această frică și diavolul atacă constant cu aceste lucruri. Mai este și o altă piedică pe care vreau să o amintesc. Spune Biblia în Eclesiastul, în capitolul 11, capitolul 10, versetul 1. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie, biruie, înțelepciunea și slava. Asta și m-am gândit acest verset. Ce înțelegeți dumneavoastră când spune acolo, muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori? La ce se referă? Nu vorbim de lucruri astea pământești. Biblia spune, noi vorbim despre lucrul Dumnezeu cu o vorbire duhovnicească. Și numai acela care e duhovnicesc înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Ei, ca să le vorbim duhovnicește! Ce înseamnă unde lemnul Nou Testament? Cine este unde lemnul? Este Duhul Sfânt. Și spune Biblia aici, muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Hai să mergem în Nou Testament. Efeseni, capitolul 4. Vă citesc de la versetul 20 și
5. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem modulare unei altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celor lipsit. Niciun cuvânt stricat. Muștele moarte ce fac? Strică și acresc. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. O mare piedică în lucrarea lui Dumnezeu, o mare piedică în creșterea mea spirituală, este că eu, este că tu, este că Biserica lui Hristos îl întristează pe Duhul Sfânt. Nu prin fapte grele. Slavă Domnului că între noi sunt oameni care au scăpat de lucruri grele. Sper să nu se mai vorbească între noi de curvie și de alte lucruri. A, dragii mei, în Eclesiastul nu spunea că lucrurile mari. Ce spunea acolo? Muștele. Cine bagă în seamă o muscă, nu? Toată vara că e prezentă în bucătăriile noastre. Dragii mei, lucrurile mici, lucrurile minore, strică și acresc unde lemnul. Îl întristează pe Duhul Sfânt. Și cum se întristează Duhul Sfânt? Foarte simplu, 131. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Așteți muștele. Aici nu spune de curvie, aici nu spune de homosexualitate, aici nu spune de... Nu. Spune de lucruri care, din nefericire, sunt prezente în viețile noastre. Și noi ne mirăm de ce nu vorbește Dumnezeu prin noi. Noi ne mirăm de ce în casele noastre nu-i pacea lui Hristos. Vă dau un exemplu. Orice iuțime. Când te-ai mâniat ultima dată așa să-ți vină așa o iuțime din aia, știi? În mod special care avem, eu am copii. Și pentru asta mulțumesc Domnului și sunt foarte fericit, eu iubesc copiii, dar prin copii de multe ori, poate spui o dată, măi, nu faia. Și spui, n-asculte, nu te bagă în seamă. Îi spui încă o dată. Și pe cum îi spui încă o dată, crește tonul și crește tonul. Și când ajungi o dată așa să îți vine așa o iuțime, asta nu-i din aia sfântă, că și peste Hristos a venit o mânie, aia era sfântă, dar asta nu-i din aia sfântă. Hristos l-a prins o râvnă pentru casa lui Dumnezeu. Și a început să răstoarne mesele, să facă acolo curat în templul lui Dumnezeu. Dar asta nu-i din aia sfântă. Și strici o dată la copil, băi, ce ți-am spus? Nu cum am zis eu, că ar fi bine să zici mai cum am zis eu, da? Cep și strici în casă. Și copilul se sperie și... Dragii mei, știți că Biblia ne spune că astea sunt muște moarte, care trebuie să dispară din casele noastre și de pe gura noastră? De ce? Că ele strică și acresc pe Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt mănâncă tot mâncarea acră. Noi în zona noastră se mănâncă foarte multă mâncare acră. Eu nu pot să mănânc, pun atâta borș în ea. Soția mea, slavă Domnului, face mâncare de la noi, din Arad. În zona cealaltă pune borș o grămadă, nu pot să mănânc. Nu pot să mănânc o mâncare prea acră, nu s-o obișnui. Duhul Sfânt, cum poate sta când tu la crești în fiecare zi? Când te mâni, frate, dar spune Biblia, mâniați-vă și nu păcătuiți. Fraților, Biblia, Dumnezeu când ne scoate, ne scoate de aici, undeva de jos, unde suntem noi căzuți în mocile și păcate. Și vrea să ne ducă sus, la o statură care Biblia o numește după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aici am căzut noi. Geneza, capitolul 3. De aici am căzut noi și am ajuns jos. Și acum când ne ridică Dumnezeu și vrea să ne ridice, Dumnezeu ne duce. Aici n-aș ajunge dintr-o dată înapoi la statura aceea. Statura plinătății lui Hristos, să fii plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. O, ce frumos spune Biblia. Dar n-aș ajunge acolo din prima. Ei, pe drumul acesta, Biblia spune, mânie-te, dar nu păcătui. Numai că 3-4 versete mai jos, Biblia ne arată care e scopul final. Scopul final este în viața ta să piară orice mânie. O, Doamne, ajută-ne! Oare cum ai fi tu, oare cum aș fi eu, dacă în viața mea n-ar fi mânie? Așa mă întristez când din familiile pocăiților se aud strigăte de mânie. Pe copii, când Biblia scrie foarte aici, foarte clar, orice strigare să piară. La voi în Biblie scrie așa? Scrie la fel așa, e? Sau se mai aud strigături din casa ta? Se mai aud? O, dacă s-ar auzi strigăte de bucurie, dacă s-ar auzi strigăte la rugăciune, asta nu e nicio problemă. Slavă, de asta să tot fie. Numai că nu sunt din astea. Aude vecinul tău, poate, îi spune, am la țară acolo, oamenii au vaci, au una alta.
Le spun, aude vecinul cum îți bați tu vaca și strigi pe ea. Îl duc să-i cânti o cântare. Tu strigi acolo pe vacă și te aude vecinul. Ăla nu-i Duhul Sfânt. Ăla nu-i Duhul Sfânt. Înțeleptul Proverbe spune, are milă de animale. Doamne, hai să vedem, să ne arate Dumnezeu care sunt muștele acelea moarte din viața ta. Aici nu mai vorbim de păcate mari. De alea trebuie să fi scăpat de mult, să fi stat în urmă. Numai că Efeseni 4:31 parcă lipsește din Bibliile noastre. Când spune Biblia orice strigare, când ridici tonul și strigi la copiii tăi și strigi la familia ta, acolo ai o muscă moartă care strică și a crește unde lemnul Duhului Sfânt. Dragii mei, mai greu mesajul ăsta, nu-i așa? E mai greu, eu știu. Numai că Biblia ne învață și ne spune în Evrei, în capitolul 13, foarte, foarte frumos. Mie îmi place ce scrie acolo, versetul Evrei 12 cu versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. Plăcută cum? După cum vrem noi? Nu. Plăcută lui Dumnezeu. Cum? Cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru, spune aici, este un foc mistuitor. Când ați auzit odată o predică despre Dumnezeu un foc mistuitor? Că Dumnezeu e dragoste asta, slavă Domnului, știm cu toții. Și mulțumesc Domnului că e dragoste și că în dragostea Lui ne-a iertat și ne-a mântuit. Dar când ai auzit ultima dată în urechile tale, spune, ai grijă, Dumnezeul căruia îi slujești este un foc mistuitor. Și Dumnezeu vrea să ne ducă la acea statură în care să nu ne mai mâniem, în care să nu mai fie amărăciune în viața noastră. Știți cât necas, cât prăpăt face amărăciunea în viețile noastre? Știți cât de mult încurcă lucrurile acestea pe Dumnezeu? Pe bună dreptate o soră spunea, cu care am avut multe discuții în privința Duhului Sfânt, frate Beni, la ce îmi trebuie mie vorbirea în alte limbi? Când familia cu tare care vorbesc toți în alte limbi, ei acasă se mânie, ei acasă strigă, ei acasă pe mine m-au făcut în fel și chip, la ce îmi trebuie mie? Și am spus, ai nevoie pentru ca să te zidezi spiritual. Numai că atunci când oamenii noi care spunem că suntem botezați cu Duhul Sfânt, în loc de strigăte de laudă din casele noastre, se aude multe ori certuri la ușă, se aud, poate trece și pe hol, la bloc și se aude strigături, atunci oamenii spun, ce botezați, ce penticostali sunt ăștia? Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Te întreb pe tine, care sunt muștele moarte din viața ta? Care este frica sau rușinea din viața ta de nu dai drumul vorbind în alte limbi, de nu stăruiești după Duhul Sfânt? Vreau să facem o rugăciune în încheiere și vreau să ne rugăm pentru o umplere cu Duhul Sfânt. Dar pentru asta este nevoie să-ți vezi muștele moarte, să-mi văd în viața mea muștele moarte. Ai ajuns tu la acea statură încât să poți să nu te mai mâni? Sau dacă te-ai mâniat? Biblia spune acolo, mâniați-vă și nu păcătiți. Cum vedeți dumneavoastră asta? Un om care se mânie, dă cu ușile prin casă, strigă acolo. Păi mâniați-vă și nu păcătuiți, n-are cum să încalce versetul 31. Înseamnă că omul s-a mâniat în el, a pus pumnul la gură, nu în gura altuia, a pus pumnul în gura lui și a trecut din gură. Și dacă nu, poate ieși afară și vorbește singur. Nu urlă la pereți, nu urlă la soție, nu urlă la copii. Asta înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți și să n-apună soarele. Când ne certăm și rămâne cu zilele, așa m-am întristat când am văzut-o în viața cuiva, a două surori s-au certat, zile întregi n-au s-au vorbit. Păi, dar unde, în Biblia voastră nu scrie același lucru? Dumnezeu vrea să fim atenți, dragii mei, pentru că lucrarea Duhului Sfânt este lucrarea sensibilă. De aceea mulți n-au înțeles-o și nu pot înțelege. Vorbirea în alte limbi este lucrare sensibilă. De aceea, noi când vorbim în alte limbi, trebuie să fim responsabili. Citiți acasă 1 Corinteni 14 și vedeți tot ce spune acolo Pavel, că nu avem timp aici să discutăm atâtea. Dar, dragii mei, Dumnezeu vrea ca nu cu aceeași gură să vorbim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și apoi cu aceeași gură să ne mâniem, cu aceeași gură să strigăm pe copii, pe soție. Dumnezeu nu poate accepta asta. Și când se întâmplă asta, sunt muște moarte care strică unde lemnul negustorului de un soare. Haideți să ne uităm fiecare în viața noastră și vreau să ne rugăm, vreau să ne mărturisim înainte Domnului. Vă mărturisesc, dragii mei, încă n-am ajuns să nu mă mai mâniu. M-aș bucura să pot să fiu această statură. Cred că trebuie să fii foarte, foarte conectat cu cerul.
Să nu-ți mai pese, cum spunea fratele Cristi despre acea persoană. Eu am destule de spus despre Dumnezeu, despre lucrările Lui, n-am timp de aia ceva. Să fii așa conectat cu Dumnezeu, încât să nu mai te muni, că ți-o zgâria mașina, că ți-o făcut... Astea, oh, nu mai contează astea. O, oh, Doamne, du-ne la această stare. Vreau să ne rugăm pentru aceasta și să vedem fiecare în viața noastră. Eu mă mărturisesc, dragii mei, am încă lucru cu care mă lupt. La noi în casă am stabilit și am spus la noi în casă să nu se strige. Și copiii de fiecare dată, noi mai avem uneori, în fiecare familie sunt păreri contradictorii. Numai că nu înseamnă că o părere contradictorie trebuie să se sfârșească cu ceartă. O părere contradictorie se poate discuta normal, fără să strige unul la altul, să lungă la ceartă. Dar când avem păreri contradictorii și Abigail, fiță noastră mai mare, stă și se uite, spune, mami, de ce vorbești așa? Tati, nu-i bine cum ai spus. Imediat amândoi. N-am strigat sau altceva, dar imediat copilul observă. Dacă în casa noastră este un climat de pace, dacă în casa noastră este un climat al Duhului Sfânt, acolo vine Duhul Sfânt și, oh, de acolo, din acele case ridică Dumnezeu oameni pentru El. Acolo se coboară Duhul Sfânt și lasă o vorbire nouă, lasă darurile ale Duhului Sfânt. Câte ar fi de vorbit și despre daruri? Nu avem timp astăzi de vorbim. Dragii mei, dacă veți vorbi în alte limbi, dacă îți veți lăsa pe Duhul Sfânt, s-a pornit o luptă intensă și este o luptă pe care diavolul o duce, că el nu înțelege vorbirea în alte limbi. Vă îndemn, dragii mei, lăsați vorbirea în alte limbi. 1 Tesalonicenii în capitolul 5 spune acolo, nu stingeți Duhul. Vine Duhul Sfânt la gura ta și vrea să spună cuvinte noi și tu închizi gura. Când trebuie să vorbești, taci și când ar trebui să taci, vorbești. Asta nu-i place Domnului, asta îl întristează pe Domnul. 1 Corinteni, capitolul 13, capitolul 14, spune acolo, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile în Tesalonicini, dar spune acolo, în 1 Corinteni, capitolul 12, să nu vă împotriviți Duhul Sfânt, să lăsați Duhul Sfânt, să nu împiedicați pe Duhul Sfânt. Cât de sensibilă lucrarea Dumnezeu. Cred că versetul din Eclesiastul a fost scris în mod special pentru lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să stăm înainte în rugăciune, să ne cercetăm. Și dacă ai văzut în viața ta muște moarte, care îl întristează pe Dumnezeu, vino astăzi înainte lui Dumnezeu. Vino astăzi și mărturisește și facă Dumnezeu ca în seara aceasta, dacă n-ai mai avut o vorbire în alte limbi de mult, dacă n-ai mai avut cuvinte în alte limbi, să-ți dea Dumnezeu cuvintele Lui, să-ți dea Duhul Sfânt cuvintele Lui, să poți să preamărești pe Dumnezeu, să te crească Dumnezeu, să te învețe Dumnezeu. Spunea acolo lui Ioan, le-am citit, Duhul Sfânt vă va învăța toate lucrurile. Sunt multe lucruri care Duhul Sfânt ne poate învăța. Dacă îl lăsăm, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Intrăm în rugăciune.